pentru că am avut întâlnire cu primele 10 organizații. Am discutat împreună, ne-am sfătuit care sunt cele mai bune acțiuni pentru mobilizarea cetățenilor români care au drept de vot din județele respective. Cum ne asigurăm că românii care ne-au votat în primul tur să vină și la turul al doilea. De asemenea, din cei care au votat cu alți candidați în primul tur, să vină să voteze cu Victor Ponta. Am stabilit împreună un pachet de acțiuni eficiente. De asemenea, mi-au spus un lucru important, fără excepție, toți colegii, cetățenii din județele respective încep să fie din ce în ce mai supărați și preocupați de discursul lui Klaus Iohannis și a celor din jurul lui, și anume încep să fie preocupați de riscul apariției în Transilvania unui sentiment de respingere față de restul țării. Este pur și simplu o percepție pe care o au cetățenii de acolo. Le-am spus că nu poate să existe așa ceva, dar cred că pe undeva au dreptate. Iohannis și echipa lui încep să vorbească foarte mult de ardeleni și restul României, ceea ce nu e în regulă. Nu trebuie să uităm că peste câțiva ani o să sărbătorim 100 de ani de la Marea Unire și nu este permis nimănui să pună în pericol această unitate. Trebuie să aibă toți candidații și toate echipele de campanie o atitudine responsabilă, pentru că nu ne putem juca cu lucrul ăsta. În rest, sigur că i-am felicitat pentru modul în care au fost organizați, pentru modul în care au făcut campanie electorală. Organizațiile noastre sunt din nou în dispozitiv, începând de astăzi dimineață, și au reînceput acțiunile de discuție cu cetățenii. Doamna Măguța Vasilescu spunea că este supărată pe județele din Transilvania. Da, normal să fie supărată. Nimeni nu este bucuros sau fericit în legătură cu rezultatul din Transilvania, dar am discutat și cu Olguța, am discutat și cu ceilalți colegi ai noștri, că totuși în Transilvania există o situație puțin diferită. Putem avea discuții serioase după turul 2. Și acolo o să ajutăm. Le-am explicat totuși că, de exemplu, în Cluj am înțeles că au fost peste 50.000 de voturi pe listele suplimentare, ceea ce nu a mai fost în alt județ. Și acolo am stabilit care sunt măsurile pe care le vom lua și acțiunile pe care le vom întreprinde. E nevoie de o implicare mai mare a liderilor noștri locali din județele respective. Se poate, există potențial. Așa cum există potențial mare și în județele care obțin rezultate bune, există potențial, chiar dacă nu atât de mare, și în județele din Transilvania. După turul 2 s-ar putea pune problema unor schimbări în acele județe? În cazul în care vor obține rezultate la fel de slabe? Nu discutăm asta acum. Nu discutăm asta acum. Eu plec de la ideea că fiecare organizație încă are potențial, fiecare organizație a înțeles ceea ce n-a făcut bine și din discuțiile pe care vom avea și astăzi și mâine în continuare. O să-i ajutăm să înțeleagă ce mai au de făcut în restul perioadei până la turul 2 și nu avem o atitudine din asta să demitem pe cineva. Sau există loc de mai bine la fiecare organizație. După 16 noiembrie să facem sigur o analiză serioasă cu modul în care s-a implicat în campanie fiecare, dar nu plecând de la ideea să demitem pe cineva. În privința Transilvania, schimbați strategia, adică adaptați mesajul pentru zona aceea, vă gândiți să faceți un alt fel de campanie, door-to-door, altceva? Campania door-to-door vom face peste tot. Ceea ce am stabilit împreună este ca fiecare primar al PSD-ului și al PC-ului și al UNPR-ului să meargă personal din casă în casă. Este obligatoriu, pentru că fiecare cetățean are dreptul firesc de a putea discuta cu primarul pe care l-a ales sau primarul care conduce comunitatea respectivă. Este una din principalele acțiuni de campanie electorală care se va desfășura în turul 2. Ea s-a desfășurat și în primul tur. Județele care au avut aceste rezultate au folosit această acțiune cu foarte multă eficiență. Dar liderii se vor implica mai mult în această campanie din Transilvania, liderii de la centru? Categoric da.
Categoric, da, liderii de accentul se vor implica foarte mult. Eu în weekend, în vineri, sâmbătă și duminică, o să fiu în Transilvania. Ați avut o întrevedere cu secretarul executiv al PPDD. Ce urmează? Am avut o discuție nu foarte lungă cu domnul Liviu Neagu, secretar general al PPDD. Ne-am uitat împreună pe localitățile unde PPDD au avut un scor important și am stabilit care sunt acțiunile comune pe care le vom face împreună cu liderii noștri locali, cu președinților de filială, pentru a merge cu un mesaj clar la votanții PPDD-ului. Și practic s-a stabilit clar că PPDD-ul îl va susține pe Victor Ponta, turul 2? Că va avea o ședință în această după-amiază pentru asta. A fost luată decizie? Dacă ei vor lua această decizie și sperăm să ia această decizie, sigur că noi am făcut o discuție preliminară. Mie mi-ar veni foarte greu să cred că Partidul Poporului îl va sprijini pe Klaus Iohannis, Partidul Poporului Român. Îmi va veni foarte greu să cred lucrul ăsta. Deci vă așteptați ca astăzi Dan Diaconescu să își ofere... Da. Eu sper și eu și Victor Ponta sperăm lucrul ăsta, pentru că este vorba de un segment important din populația României, pe care noi vrem să o convingem că Victor Ponta este soluția corectă. Ei au votat cu Dan Diaconescu, le respectăm opțiunea inițială, dar cred că Victor Ponta poate să reprezinte pentru ei o parte din obiectivele pe care și le asumaseră, o parte din speranțele pe care le puseseră în Dan Diaconescu. George Maior a transmis astăzi un comunicat prin care spune că nu prezintă interes funcția de premier în acest moment pentru el. Nu mi se pare niciun fel. Eu v-am spus ieri, a fost o discuție pe care Victor Ponta a avut-o împreună cu noi în coaliție, a spus care ar fi posibile variante de prim-ministru. Reacția domnului George Maior poate să fie o reacție firească, este decizia dumneavoastră. De ce credeți că întârzi? Care vorbă cu domnul Maior înainte să facă această propunere? Deci, noi ce să înțelegem? Domnul Maior spune că nu este interesat, domnul Ponta spune că l-a consultat înainte să propună. Cred că cel mai bine este să aflați de la unul din cei doi. Eu n-am fost la acea discuție. De ce credeți că întârzie domnul Klaus Iohannis să spună dacă va veni la confruntările cu Victor Ponta, la invitația la televiziune? Domnul Klaus întârzie pentru că în general este un om întârziat în reacții și în al doilea rând că întârzie pentru că este foarte frică. Ați văzut o propunere? Domnul Iohannis este obișnuit cu conferințe de presă organizate la Sibiu. Când reporterii aveau întrebările transmise dinainte pe care le puneau, la care domnul Iohannis răspundea rar și apăsat și foarte clar și se despărțeau într-o atmosferă foarte prietenească. Deja de la o conferință de presă ca primar al Sibiului la Sibiu, la o confruntare cu Victor Ponta, este o distanță foarte mare și omul e speriat. Cei de la ACL propun ca dezbaterea să aibă loc la Universitatea de Vest Timișoara, într-un cadru neutru, unde să aibă acces toate televiziunile, inclusiv televiziunea publică. Am înțeles ce propuneți dumneavoastră. Să vorbim și de teren neutru. Teren neutru unde? În altă țară? Adică suntem la fotbal, chemăm arbitri neutru. Nu. Poate ei vor să fie o dezbatere organizată și moderată de un ofițer acoperit, cum a fost în 2009. Nu acceptăm lucrul ăsta. Din moment ce poporul român vrea să-și aleagă cea mai înaltă funcție în stat, și anume președintele României, cred că trebuie să dăm șansa fiecărui cetățean să aibă, să vadă de mai multe ori candidații. O singură întâlnire nu este suficientă. De ce fuge de mai multe întâlniri? Și ca să nu înceapă discuția teren neutru, teren neneutru, s-a făcut propunerea pentru 4 televiziuni de știri. B1, Realitatea, Antena 3 și România TV. Nu cred că se poate discuta, nu cred că ne poate bănui cineva sau ar fi culmea că Realitatea ar fi o televiziune care este foarte apropiată de noi. Televiziunea publică? Am vorbit de cele 4 televiziuni de știri. Este suficient. Televiziunea publică am văzut că vine în continuare pe, nu știu, face solicitări. Dar asta e discuția. Și exact cum a fost cu dorința de a intra în guvern, care de fapt nu era dorința de a intra în guvern domnului Iohannis, el face o propunere care sigur nu poate fi acceptată pentru a fugi de confruntări. Din moment ce spui că vrei ca poporul să vadă
ceea ce poate fiecare candidat. Cum să n-accept să ai 4 confruntări? Noi am zis 4 pentru că mai multe nu e posibil să se realizeze. Dar 4 confruntări în care într-o confruntare, tot dezbatere. Să discuți despre politica externă, o dezbatere în care să discuți despre politica economică, o dezbatere în care să discuți despre zona socială, o dezbatere în care să discuți despre toate subiectele și despre sistemele de apărare și de siguranță națională. Adică să dai posibilitatea cetățeanului român ca după cele 4 dezbateri să știi exact profilul fiecărui candidat și nivelul de competență și pregătirea fiecărui candidat și să voteze în cunoștință de cauză. Domnul Iohannis, normal că fuge de asta. Domnul primar Iohannis. O confruntare pe un teren neutru care ar fi transmisă nu de 4, ci poate de 7 sau 8 televiziuni cu acoperire națională și mai mare. De ce n-ar fi la fel de bun? Vă mai spun încă o dată. Este vorba de timp. De ce să facem o dezbatere care să dureze 4-5 ore, ceea ce nu poate să existe, pentru că ador telespectatorii totuși, că oamenii m-au și treabă, în loc să facem 4 dezbateri de câte o oră, oră și ceva. Nu e vorba de teren. Nu e vorba de teren. Este vorba de posibilitatea ca cetățeanul să vadă mai multe dezbateri pentru a primi răspunsuri la mai multe întrebări pe care și le pune în mod firesc. Ce știe viitorul președinte sau unul din cei doi candidați despre politica externă? Pentru că politica externă are efecte pozitive sau negative pentru viața fiecărui român. Ce știe viitorul președinte posibil despre economie? Pentru că președintele poate ajuta sau poate împiedica guvernul. Poate are o viziune greșită și împiedică guvernul și ne afectează creșterea economică. Ce știe candidatul despre zona socială? Ce știe candidatul despre politica de apărare? Nu se poate într-o singură dezbatere. Ei vor o singură dezbatere în care să nu discute despre lucruri, că tot vorbesc despre lucruri, importante. Ei vor să fie o dezbatere care să fie spectacol. Noi vrem să fie o dezbatere serioasă. Dar cel puțin să ratăm... Traga mass media. Pentru că până la fiecare televiziune în parte, să aveți 4 bucățele pentru fiecare televiziune. De ce nu vreți una, două, trei confruntări, dar pentru întreaga mass media, în același timp? Dumneavoastră credeți că domnul Iohannis vrea vreo dezbatere? Eu cred că nu. Deci n-ar să mai discutăm despre subiectul. Surse politice vorbesc despre faptul că astăzi Monica Macovei își va oferi sprijinul în turul 2 pentru Klaus Iohannis. Cât de mult îl ajută acest lucru pe Klaus Iohannis și cât l-ar dezavantaja pe Victor Ponta, până l-ar avantaja? Asta, într-adevăr, este o mare surpriză. Faptul că Monica Macovei îl sprijină pe Klaus Iohannis, au avut această strategie de la început. Monica Macovei a fost aruncată în cursa electorală pentru a încerca să colecteze voturile dintr-o nișă în care Klaus Iohannis nu avea acces. Eu sunt foarte curios. Aștept anunțul oficial și eu și colegii noștri ca să avem o reacție pe măsură. Dar, într-adevăr, este o mare surpriză că Monica Macovei îl surprinde pe Klaus Iohannis. Păi ăștia sunt cei care îl susțin. Monica Macovei, domnul Laszlo Tőkés, domnul celălalt candidat de la UDMR, de la partidul care vrea transilvanizarea României, Silaghi, domnul Blaga, domnul Videanu, domnul Predoiu, cel care a semnat tăiarea pensiilor. Doamna Udrea, nu știu, vedem ce vrea. Care sunt datele ca doamna Udrea să-și manifeste sprijinul pentru PSD? Eu nu sunt bun la toate ca să răspund în locul doamnei Udrea. Deci cred că e bine să întrebați pe dumneai ei ce va face. Nu știu, chiar nu știu. Nu, vreau să lămurim lucrurile astea. Adică aș vrea să lămurim lucrurile astea. Pe noi ne interesează să putem convinge orice cetățean, indiferent de opțiunea de vot pe care a avut-o în primul tur. Ne onorează orice vot al oricărui român care a avut altă opțiune în primul tur. Votul dumneai ei? Nu știu dacă va veni la vot. Ne onorează votul fiecărui român, pentru că dacă reușești să convingi un român să te voteze, înseamnă că l-ai convins că ceea ce vrei tu să faci pentru România este bine. Nu, noi îl facem selecție de voturi. Mulțumim!